seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scovioala, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Sute de admiratori ai creației maestrului Eugen Doga, pasionați de muzica clasică, au participat la trei concerte prezentate la sfârșitul săptămânii trecute la Căușeni, Soroca și Hâncești. Spectacolele în aer liber fac parte din șirul de acțiuni culturale organizată cu ocazia aniversării a 80 a maestrului în anul Eugen Doga. Cum s-au desfășurat concertele și ce evenimente dedicate renumitului compozitor urmează să fie organizate, discutăm în cadrul ediției de astăzi. Compozitorul Eugen Doga este considerat patrimoniu cultural al Republicii Moldova, a cărui valoare a fost recunoscută și pe plan internațional, devenind patrimoniu imaterial UNESCO. 2017 a fost declarat anul Eugen Doga, cu ocazia aniversării a 80 de ani a marelui artist. Cu acest prilej sunt organizate mai multe evenimente culturale. Muzica celebrului compozitor a răsunat în preajma unor monumente istorice din țara noastră în contextul zilelor europene ale patrimoniului. Fiind o componentă a tezaurului cultural al Republicii Moldova, concertele lui Eugen Doga se înscriu perfect în programul activităților dedicate zilelor europene ale patrimoniului, care se desfășoară sub genericul Patrimoniu Cultural și Natura, peisajul posibilităților. Concert din seria celor trei organizate recent au avut loc la Căușeni. Pentru o zi, orașul Căușeni a devenit capitală cultural-turistică a Republicii Moldova. Localitatea a găzduit un concert de excepție cu maestrul Eugen Doga. Fără îndoială, maestrul Doga este un geniu care a fost născut de acest popor, de acest pământ. De fapt, genii asemenea maestrului Doga se nasc odată, deci la 100 de ani. Așa, și ne bucurăm că suntem contemporanii lui Eugen Doga, că suntem alături astăzi împreună cu el aici la Căușeni. Noi sprijinim cultura aici în Republica Moldova, pentru că noi considerăm că cultura este o bogăție a țării și maestru Eugen Doga este foarte faimos, nu doar aici în Republica Moldova, eu cred că peste tot, inclusiv în America, în SUA, unde a primit diferite premii. Spectacolul a adunat sute de admiratori ai creației maestrului, care ne-a adus faima țării peste hotare. Pe scenă au răsunat melodii renumite din repertoriul compozitorului. Am văzut că s-a adunat foarte multe lume și asta mă bucură, fiindcă muzica fără ascultători, fără lume, în genere, lumea este frumoasă. Lumea e frumoasă și atunci când se unește, când se adună. Desigur că noi, artiștii, lucrăm și muncim pentru aceste ecouri de la inimă. Fiindcă dacă nu sunt ecouri, atunci nu are rost. Cum ai apăsat pe pian și nu auzi sunetul. Deci eu mă bucur când aud că este ascultată muzica. Maestrul recunoaște că e în plină forță. Dacă ziua ar avea 25 de ore, tot muzica ar face și ar explora Moldova în lung și în lat. Cu energie stau foarte bine. N-am timp și n-am liniște. Eu mă simt bine aici din cauza că încă un spațiu care era neexplorat de mine a rămas deja, uite, cred până la sfârșitul concertului, voi prinde și pe acesta, fiindcă noi suntem, compozitorii, suntem cuceritori, suntem luptători pentru a cuceri nu numai spectatorii, dar și spațiile. În același timp, organizatorii au pregătit traseele care au oferit turiștilor ocazia să descopere monumentele arhitecturale ale țării noastre.
și spectatorii din Soroca au venit în număr mare la concertul aniversar al maestrului Eugen Doga. Chiar dacă ploaia a forțat organizatorii să schimbe locația de la Cetate la Palatul de Cultură, muzica a triumfat până la final. Eugen Doga a cântat ultima dată la Soroca în urmă cu un deceniu. Soroca poate fi considerată o capitală culturală a Republicii Moldova. La Cetate sau pe Cheiul Nistrului se organizează zeci de festivaluri. Soroca a fost, e și va fi capitala culturii Republicii Moldova. Mai este în așa umagiu care ne-a adus un maestru la așa frumoasă aniversare să fie în preajma Soroci. Ne pare rău că a plouat, dar totuși este bine. Este o ploaie binevenită. Suntem bucuroși că oamenii au găsit posibilitate și timp să ne onoreze, mai ales pe domnul maestru. La Hâncești, concertul a avut loc la conacul Manu Bay. Cele trei concerte de la Căușeni, Soroca și Hâncești fac parte dintr-o serie de evenimente de promovare a patrimoniului cultural turistic. Acțiunile au loc sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul partenerilor strategici USAID, Guvernul Suediei și Oficiul Național al Viei și Vinului. Am revenit în platou, avem marea onoare să discutăm astăzi inclusiv cu maestrul Eugen Doga, care este prezent în această emisiune. Vă spunem bună seara. Bună seara. Și vă mulțumim pentru prezență. Vicedirectoarea proiectului de competitivitate al USAID Moldova și Guvernului Suediei, Diana Lazar, bună seara. Bună seara. Și domnul Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuție, mai ales dacă sunteți din Hâncești, Soroca. Vă invităm și dumneavoastră să ne scrieți comentarii pe pagina de Facebook, să ne spuneți despre cum a fost la concert, dacă ați reușit să ajungeți, dacă nu. Desigur, să ne vorbiți despre cât de mult ați dori ca maestrul să mai vină încă o dată în orașele dumneavoastră. Maestre, vreau să ne spuneți dumneavoastră inițial despre cum v-ați simțit și ce au însemnat pentru dumneavoastră aceste trei evenimente care s-au întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Că în sfârșit s-a îndeplinit doleanța mea de mulți ani până acum de a veni sau de a reveni acasă. Fiindcă am cântat oriunde, în Siberia, în Europa, în America, numai acasă nu am avut din timpul sovietic. Prima dată acest turneu a fost, deci, imaginați cam câți ani au trecut. Mai mulți ani decât eu am în rezervă, așa. Deci, Ministerul Culturii, îl numesc eu așa cum era numit, fiindcă prea multe cuvinte, dar și multe treabă face. Corect. A făcut un lucru enorm cu sprijinul, desigur, că guvernul, de fapt, ministerul este în componența guvernului și împreună a făcut un lucru extraordinar, fiindcă nu pentru mine, eu sunt cu tot în regulă la mine, eu stau liniștit acasă când nu mă deranjează nimeni și scriu, am ce face, dar pentru oamenii cei care ne așteptau. Câtă lumină pe fețele lor, câtă bucurie, în aplauzele cele mi se imaginau scântei, fiindcă, într-adevăr, da, pe locuri chiar cântau împreună cu artiștii. Înseamnă că cunosc lucrările și așteaptă să cânt împreună cu artiștii. Se simțea și ei artiști la momentul ăsta. Deci eu mulțumesc, în primul rând, Guvernului și Ministerul Culturii și oamenilor cel care și la Hâncești și la Soroca și la Căușeni, pentru că ne-au așteptat, ne-au invitat, s-au pregătit. Când am văzut, zic, băieți, că vă întâlnim cu pâine și cu sare, dar nu cu pâine și cu sare, cu colaj, dragii mei. Uite, să ne obișnuim, să numim lucrurile pe cum merită, cum sunt ele într-adevăr, pentru că nu zice pâine și sare, dar nu, eu știu că la noi, la Mocra, când se, cu pâine și sare, nici nu întâlnea nimeni să arate pâinea, cu toate că pâinea este într-adevăr gospodina casei, dar colaci și colaci frumușei, așa că eu vă mulțumesc cei care ne-ați ascultat, cei care ne-ați invitat, cei care ați avut aceste frumoase invitații pe viitor să mai venim din cauza că noi ne-am prietenit. Dar prietenii nu poate să nu se întâlnească. Așa. Noi ne bucurăm foarte mult. Domnule Chistol, vreau să ne spuneți dumneavoastră acum despre aceste trei orașe și, de fapt, criteriile după care ați identificat orașele în care s-au organizat aceste concerte cu maestru Doga.
Criteriile cred că au fost destul de și sunt destul de simple la prima vedere. Aceste orașe au sau sunt în aceste orașe sunt localizate cele mai importante obiecte de patrimoniu cultural care există în Republica Moldova. Vorbesc de Biserica de la Căușeni, vorbesc de Cetatea Soroca și vorbesc de Conacul Manoc Bey, care, iată, grație în ultimii ani, au fost și restaurate cu suportul donatorilor externi. Mă refer la Uniunea Europeană și la Ambasada Statelor Unite. Deci de aici și reiese și de ce anume am selectat aceste orașe. Plus, având în vedere că avem un parteneriat foarte bun cu proiectul de competitivitate a USAID Moldova și Guvernul Suediei, și fiind și partea unei campanii care este una foarte frumoasă, Fii oaspetele nostru, noi de fapt am venit cu plus valoare la faptul că trebuie să promovăm și trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem la nivel local, de cele monumente, să le cunoaștem mai bine, iar prin muzică și prin ceea ce am organizat, a fost de fapt să aducem încă o dată o valoare în plus a ceea ce noi cunoaștem deja, dar ar trebui să cunoaștem mai bine. Și mi-aduc aminte de maestrul Doga, spunea că haideți să ne bucurăm, să ne bucurăm într-adevăr de ceea ce avem și să fim mândri de ceea ce avem noi în Republica Moldova. Și sigur că prin muzica maestrului Doga, care este unică și care însă și ea reprezintă un patrimoniu cultural al Republicii Moldova, noi am făcut acea simbioză și acea armonie între muzică, patrimoniu și faptul că populația locală, într-adevăr, cum a spus și maestru, a fost foarte receptivă, foarte îndrăgită și lucrul ăsta s-a văzut și la Soroca, și la Căușeni, și la Hâncești. Și sigur că lucrul ăsta ne motivează odată în plus să mergem mai înainte și să facem ca muzica lui Doga să fie cunoscută în cât mai multe localități din Republica Moldova. Domnul Lazar, acest traseu cumva face parte, după cum a spus și domnul Chistol, din campania de promovare a turismului în Republica Moldova, Fii oaspetele nostru. Ce de fapt presupune această campanie și cum s-a combinat cu muzica maestrului? Noi, prin proiectul de competitivitate, am fost onorați să putem să ne aliniem la acest efort care este realizat de către Ministerul Culturii, Cercetării și Educației, mai ales pentru că Moldova se promovează și Moldova este privită din interior, dar și din exterior, prin oamenii care o reprezintă, iar maestrul Doga este, de fapt, o icoană, să zic așa, sau mai bine zis un simbol, un ambasador al ceea ce înseamnă Moldova și ceea ce este frumos de fapt despre Moldova, pentru că în acest context în care pe plan local și pe plan internațional avem nevoie de niște motive de mândrie națională, niște motive pentru a deveni de fapt interesați de ceea ce avem noi acasă, atunci când o să ne cunoaștem foarte bine valorile noastre naționale, atât prin patrimoniul imaterial, din care face parte și muzica, capodopera maestrului Doga, recunoscută de către UNESCO pe plan internațional, dar și patrimoniul, să zic, material, prin monumente, prin acele locații superbe, peizagistice, pe care le avem în regiunile noastre. Din perspectiva unui turist străin, acestea sunt absolut neexplorate. Moldova este considerată țara cea mai neexplorată și calea cea mai nebătătorită de către turismul internațional. Aceasta, pe de o parte, este și un aspect nefast, pentru că turismul este un factor de dezvoltare regională, acesta contribuie la dezvoltarea și a economiei, dar și, de fapt, prezervarea patrimoniului cultural național. Dar, pe de altă parte, poate deveni și un avantaj competitiv. De aceea, ceea ce s-a propus prin această campanie, Fii oaspetele nostru, pe plan local și pe plan internațional, este de a sensibiliza opinia publică locală, mai ales deci toți moldovenii, prin noi înșine, cunoscându-ne valorile noastre, patrimoniul, chiar pornind de la micul sat sau raionul în care noi trăim, putem deveni ambasadorii Republicii Moldova, putem să invităm oaspeți pe care să-i primim și moldovenii sunt ospitalieri. Și în felul ăsta să susținem acest efort de promovare a Republicii Moldova, iar o promovare eficientă a Moldovei, a imaginii Republicii Moldova, ca și destinație turistică, dar ca și stat din această regiune europeană, ar putea să aibă un impact pozitiv
și pentru a ajuta această diasporă pe care o avem peste hotare. Ei înșiși ar putea să devină sau să revină la aceste valori naționale, să se întoarcă acasă cu copiii, să-i readucă la ceea ce de fapt ne autoidentifică și ne face mai uniți. Spuneți că e foarte important să ne cunoaștem valorile noastre, să cunoaștem eroii, persoanele care transmit această imagine a țării în întreaga lume. Maestrele noastre, sunteți recunoscut la nivel internațional drept acea personalitate de referință a muzicii clasice. Sunteți deținător al titlurilor Maestru în Artă, Artist al Poporului și Om al Mileniului. În continuare, vreau să invit spectatorii noștri să vadă o scurtă biografie a maestrului Eugen Doga. Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1937 în satul Mocra din Transnistria. După terminarea școlii de 7 ani, Eugen Doga a plecat la Chișinău. A însușit teoria elementară a muzicii și, în cel mai serios mod, cântarea la violoncel. I-au rămas din acea vreme prețioase amintiri despre profesorul său de violoncel, Pablo Giovanni Baccini. Dăruirea pentru muzică, precum și exemplul personal al profesorului, a avut o influență covârșitoare în modelarea și îndrumarea destinului viitorului compozitor Eugen Doga. În funcția de compozitor de film, Eugen Doga a debutat în anul 1967, când a scris muzica pentru lungmetrajul Se caută un paznic, regizat de Gheorghe Vodă. Din 1967 până în 1970, Eugen Doga a semnat muzica pentru aproape o jumătate dintre filmele de lungmetraj produse pe atunci de Moldova Film. Din 1967 până în 1970, Eugen Doga a semnat muzica pentru aproape o jumătate dintre filmele de lungmetraj produse pe atunci de Moldova Film. A scris muzică pentru numeroase filme cu desene animate, iar coloana sonoră a filmului Maria Mirabela, regizat de Ion Popescu-Gopo, este deja un exemplu clasic. Cu toate acestea, adevăratul test de maturitate artistică a maestrului a fost filmul Lăutarii, în 1971, în care muzica s-a bazat pe strălucitorul folclor moldovenesc. Cooperarea creativă dintre regizorul Emil Oteanu și compozitorul Eugen Doga a început chiar cu acest film. Filmul Lăutarii a primit premiul Scoica de Argint la Festivalul Internațional de Film San Sebastian, Spania, 1972. Și să vezi deodată, frate, ce coii mă întreabă, acte! Eu le arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate. Și-au dat Șatra, din 1976, a fost lungmetrajul de debut al lui Eugen Doga, la studioul Mosfilm. Acestui film i s-a decernat Marele Premiu Scoica de Aur la Festivalul Internațional de Film San Sebastian, Spania, 1977. Celebrul vals al lui Eugen Doga, compus pentru filmul Gingașa și Tandra mea fiară, este lucrarea sa definitorie. Având în vedere frecvența cu care este interpretat și difuzat, ar putea fi trecut cu ușurință în cartea recordurilor. Piesele sale se regăsesc într-un top internațional realizat de site-ul History Rundown cu cele mai bune 200 de opere muzicale din toate timpurile. Astfel, în top 200 Classical Music Pieces sunt incluse lucrările Gramofon pe poziția 83, iar Dulcea și Tandra mea fiară s-a clasat pe locul 94. Destinul l-a favorizat pe Eugen Doga nu doar în carieră și succese profesionale. Familia sa minunată e la fel o dovadă. Soția Natalia Doga este nu numai îngerul său păzitor, ci și cercetătorul neobosit și păstrătorul creațiilor maestrului. Fiica compozitorului Viorica nu a ales calea muzicii, dar a devenit un nume important în domeniul regiei de filme documentare dedicate problemelor ecologice. În 2012, Eugen Doga a pus bazele Fundației Internaționale 2012
dominantă, misiunea acesteia fiind facilizarea actualizării principiilor spirituale și de creație a muzicienilor. La 18 ianuarie 2014, salonul Eugen Doga pentru prima dată și-a deschis ușile. Acesta a fost un vis timpuriu al maestrului de a crea un salon muzical în care să invite muzicieni, politicieni, artiști, oameni de afaceri, diferite asociații, în cadrul căruia să se desfășoare evenimente muzicale și spirituale. Eugen Doga este mereu în căutare de noi orizonturi, continuă să compună și încă se consideră un perpetu student, fiindcă, zice maestrul, cea mai bună și nesfârșită școală este viața. Maestre, am văzut anterior cele mai importante creații ale dumneavoastră și unele, puținele dintre cele mai frumoase și importante momente din viața dumneavoastră. Vreau să revenim la zilele noastre, să ne spuneți despre ce vă motivează și ce vă oferă acel fior pentru a compune acum și de unde găsiți acea putere, pentru că inclusiv din reportajul inițial spuneați că, de fapt, dacă ziua ar avea 25 de ore, cu siguranță ați compune și ați găsi ce să faceți. Să ne spuneți... Nu cred că 25 de ore mă scapă. Nu. Eu nu cred că este corect când spuneți că atâtea eforturi, atâtea puteri. Nu. Trebuie muncit fiecare zi. Fiindcă dacă o zi o scap, gata, deja a doua zi trebuie să depui o dublă. Și nu mai cred că munca aceea va fi calitativă. Fiecare zi. Eu mă trezesc la ora 5 și de la, până la micul dejun, eu deja am făcut o sumedenie de lucruri. Și asta pe mine mă scapă. Fiindcă altfel este fiecare de noi a primit o donație de la Domnul Dumnezeu. Și donația asta nu este pe degeaba, nu donația, de fapt, așa o investiție care trebuie întoarsă această datorie, convertită în muncă, nu mai decât cu valută. Din păcate, la noi s-au schimbat valorile și se numără după hârtie, dar nu e corect. Eu cred că trebuie convertită în muncă. Eu, acum, zicem, chiar azi, paralel la mine, zice, cartea, cred că voi termina deja, o văd că deja e plină mapa. Scriu, uite, chiar pentru concertul care va fi duminică în Teatru Verde. Corectez programul și mi-a sărit o bucată care am scăpat-o. Și voi face o... Deci, seara trebuie să o transmit deja pentru cântăreață, ca să o cânte. Deci asta este. Deci eu nu mă ocup numai cu concertele, numai cu scriere și numai cu adunarea titlurilor. Nu, nu mă interesează. Și chiar la televiziune eu nu urmăresc ce se... Deci uite, pe site am văzut, nu știu, habar n-ai, eu știu numai poșta electronică, fiindcă comunic cu lumea și gata. Nu am timp, deci... Dar și în același timp, de adevăr, s-a adunat foarte mult. Când am văzut eu câte muzicăraia este extraordinară, sunt 7 dulapuri pline cu partituri, numai aici, la Chișinău, dar mai sunt și la Moscova câteva dulapuri. De când le adun, zic, o sumedenie și rog de ce, zic, și guvernul și ministerul de mulți ani, hai să facem un centru muzical. Până, că știu că la în Rusia, niște cântărețe de mâna 10 au centre muzicale, ce fac ele acolo, nu mă înțeleg. Și care este aportul lor în cultura poporului, țării, nu cred. Dar eu până ce am această posibilitate, până ce sunt, eu cu mare dragoste mă voi implica. Și de ce? Rezumat, munca și punctum. Muncă, muncă și iar muncă. Sigur. Din moment ce avem ce maestru are atâtea dulapuri, inclusiv aici la Chișinău cu partituri și la muzică, eu vreau să întreb pe noastră, de fapt, care este cererea din partea societății și cât de receptivă este societatea la astfel de concerte pe care vă le organizați în această perioadă. Domnule Chistol, știm că și dumneavoastră ați fost, ați mers la concert, să ne spuneți din propria experiență. A fost dumnealui de mulți ani la rând, chiar nefiind în acest post.
mă susținea și aveam prieteni când veneam la minister, eu știam că vin la omul care mă așteaptă, care dacă nu el era principalul, era ministru, zicem, dar mă întâmpina și mă întreba, mă îndruma, deci o chestie foarte importantă pentru mine. Da, revenind la întrebare, eu cred că însăși concertele au demonstrat că eu nu vorbesc doar de cerere, eu vorbesc de dragostea față de muzica clasică în principal și cred că ați văzut și ce s-a întâmplat la Căușeni, unde așteptările noastre referitor la public au fost cu mult depășite și oamenii au întâmpinat cu mult drag atât pe maestru cât și pe Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet, pentru că orchestra nu merge, sigur că de foarte mult timp nu a mers în localitățile astea și acum când venind cu orchestra, venind cu soliști renumiți și foarte importanți pe care îi avem și pe muzica maestrului Doga, publicul a fost foarte receptiv și eu sper, eu cred că noi astfel de experiențe mai avem și cu festivalul Descoperă, de exemplu, da, care iarăși e un proiect care vine să promoveze muzica clasică într-un mediu cultural și turistic foarte, foarte important pentru Republica Moldova și care și iarăși avem parteneri pe colegii de la USAID și Guvernul Suediei. Deci venim cu această muzică clasică pentru a promova aceasta în primul rând în rândul populației și doi, de a arăta că noi avem o muzică foarte bună care poate și este îndrăgită și lumea trebuie să o cunoască. Trebuie să o cunoască atât la Chișinău, cât și la Briceni, cât și la Cahul și în alte părți ale Republicii Moldova. Domnul Lazar, cum sporim acest interes față de muzică, de cultură, de patrimoniu, astfel încât să devenim până la urmă acea Moldovă explorată, cea mai explorată, să întoarcem cumva moneda? Eu cred că într-un context în care generațiile tinere stau foarte mult pe online, asemenea evenimente prin care le aducem, de fapt, personajul principal în fața lor, este un prilej nemaipomenit de a-i scoate din acest mediu pentru a pipăi și pentru, de fapt, a trăi anumite senzații reale care, de fapt, îi îmbogățesc și care îi fac să devină și ei părtași a unei culturi care este fără frontiere. Și atunci Republica Moldova, de fapt, se integrează și devine plenar o parte a ceea ce înseamnă pe plan mondial acest patrimoniu cultural. Turismul nu este decât un instrument de a ne apropia de cultură. Vorbim despre turismul local, acesta nu este decât ceea ce am încercat să facem la aceste concerte, spunându-le și, de fapt, desigur că aceste peste 2000 de oameni care veneau la fiecare concert, ascultau. Pe lângă aceasta, ei au văzut conacul Manuc Bey, au văzut cetatea Sorocii, au mai mers prin împrejurimi și aici le mulțumim foarte mult Consiliilor Raionale care au pus la dispoziție și anumite facilități pentru ca ei să cunoască aceste resurse din care mulți din maestrii, dar presupun și maestrul Doga, de fapt și-au tras această genialitate despre care vorbeam, pentru că ea vine de undeva dintr-un patrimoniu care s-a adunat de-a secole și ceea ce noi, este misiunea noastră, este de a păstra acest patrimoniu și de a-l transmite mai departe. Ne dorim foarte mult ca noi, fiecare dintre noi, fiecare moldovean, așa cum suntem noi, cu capacitatea noastră de a înțelege cultura, să o promovăm și să încercăm să o transmitem la alții. Contăm foarte mult pe diaspora noastră care este în afară și înțelegem că ei nu au rupt relațiile sau atitudinea pe care au cu patria lor. Copiii acestora ar putea să devină și ei cunoști în aceste curente de promovare a culturii și a obiectivelor turistice. Dacă toți noi ne-am invitat anumiți oaspeți, prieteni de peste hotare și le-am spune să vină să le arătăm Moldova cât e de frumoasă, să-i ducem la concerte, să le arătăm teatrele, să le arătăm monumentele, să facă cunoștință cu aceste minunății pe care le avem chiar în satele noastre, tradițiile populare,
probabil că aceasta ar deveni și un catalizator pentru ceea ce se numește turismul în Republica Moldova. Și dacă ne uităm la ceea ce fac statele din jurul nostru, aceasta este moneda pe care pun tot accentul. Desigur că noi susținem întreg acest lanț valoric și suntem foarte mulțumiți că am avut această ocazie și onoare nemaipomenită să putem să lansăm această campanie națională Fii oaspetele nostru și campanie internațională Be Our Guest, odată cu zilele europene ale patrimoniului și aceste concerte minunate cu muzica maestrului Doga. Eu cred că ar trebui să facem totuși acest braț, să luăm la braț și politicienii, fiindcă noi, artiștii, am făcut și vom face, desigur, lucruri care unesc societatea, unesc lumea. Eu aș dori ca acest lucru să facă și ei, cei care stau la vârf, fiindcă cu muzica noi ne-am lămurit că cine, de care culoare n-ar fi, toți aplaudă. Aș dori ca să, într-adevăr, să vină, dacă aici muzica unește, eu aș, nu o singură dată menționez, limba, dragii mei, hai să avem acest element unificator care trebuie neapărat. Nu se poate până azi, după 27 de ani, în societate să nu se înțeleagă unul cu altul. Nu de ce că poartă dușmănie în el. Nu. Oamenii sunt foarte buni. Eu sunt de această părere că oamenii sunt buni și nu sunt vinovați că nu-i ajută ca să se apropie unul față de altă. Mai încă un moment care la acest capitol, nu numai să invităm oaspeți la noi, dar și noi să mergem la această diasporă, că nu toți sunt în stare să vină încoace și ambasade avem în toate țările care sunt acreditați acești ambasade, să nu numai să mereși cu poamă și cu vinuri, dar și cu cultura, să o punem și cultura aici pe Teșghea, unde putem să, fiindcă ea, dacă aceea se cântărește cu cântarul și în kilograme și tone, eu cred că cultura n-are încă măsurelniță, ea este cu mult mai superioară. Înainte de a merge totuși în diasporă, e necesar să vă vizităm și țara, să ne vedem noi acea cultură. Sigur, da. Inclusiv dumneavoastră spuneați despre faptul că datorită acestor evenimente ați reușit să explorați cumva acele zone. Vorbim, erați la Căușeni acolo, dacă nu greșesc. Da. Spuneți ce v-a impresionat de fapt în la Căușeni, să luăm drept exemplu acesta. Oamenii. Sunt niște oameni extraordinari. Eu mă uitam la acești oameni anevoioși care au ascuns toate nevoile, au venit cu bucurii. Înseamnă că bucuria asta așteaptă momentul să iasă și ea în lume, fiindcă ea stă sărmana, mocnește acolo și numai nevoile stau la suprafață. Hai să le alăturăm aceste nevoi și să ne bucurăm, fiindcă avem multe motive. În primul rând, cel mai important motiv după mine este că ne întâlnim. Ne vedem unul cu altul și comunicăm, fiecare cu mijloacele lui. Eu cu sunete, ei cu pâinea și cu colacii și cu florile. Sigur, de ce nu? Avem multe motive. Eu mi-amintesc chiar aceste datele noastre frumoase când este hramul satului. Cu ce bucurie! Mi-amintesc din copilărie când venea căruța cu oaspeți, să pupa, să aduna la o masă, să la o vorbă. Extraordinar! Uite, aceste mese, aceste vorbe sunt necesare pentru ziua de azi, care este foarte importantă, fiindcă noi, într-adevăr, am rămas cu mult, mult, cu mult în urmă față de celelalte țări europene, dar noi suntem europeni și să înțeleagă și mulți care încep să caute zăzanii în societate. Noi suntem europeni și asta punctul iarăși al Eminescu. Fiindcă nu putem noi să ne deplasăm în Asia. Eu mă duc acolo cu concerte cu mare dragoste. Chiar zilele acestea voi pleca în Tomsk și simți acolo asiatic, dar pe vreme.
Dumneavoastră vă sunteți acea persoană care le-ați oferit zâmbetul pe buze, le-ați oferit acea doză de fericire oamenilor din orașele despre care discutăm noi. Acum vreau să vă spun că am vorbit și cu persoanele care au fost prezente la concertul de la Soroca. Cu ce impresii au ieșit ei din sala Palatului de Cultură? Vă invit să aflați în continuare. Hai. Este o revenire frumoasă după 10 ani la Soroca. Într-adevăr, maestrul a spus că mai răuț, dar mai drăguț, dar ne-am dorit foarte mult și sigur că Soroca merită ca maestru Eugen Doga să vină mai des la Soroca. Și cel mai mult eu mă bucur de faptul că am avut un public splendid care a savurat din această muzică frumoasă. Mi-a făcut o plăcere și a fost extraordinar, mi-a făcut o plăcere. Fără încetate să fie mai mult spațiu. A fost un concert extraordinar, special neîngătit din timp. Un concert de amploare la Soroca nu-i totdeauna. Toate piesele au fost extraordinar, interpretate la nivel cel mai înalt. Un concert de excepție. Ne pare foarte bine că noi, maestrul a revenit acasă și îl așteptăm cu drag, că ne este tare dar. Un concert foarte interesant și foarte frumos. Îmi place foarte mult de Eugen Doga, mai ales valsul. Am fost foarte încântat și am rămas foarte emoționat și impresionat de acest concert foarte frumos. Maestre, peste 10 ani ați ajuns la Soroca. Oamenii spuneau că 10 ani v-au așteptat de la ultimul concert. Și era iarna atunci. Și era iarna atunci. Și acum, iarăși, v-au așteptat la cetate. A plouat, ați mers până la urmă la Palat. Indiferent de unde a avut loc concertul, oamenii sunt foarte bucuroși că au avut posibilitatea să vă asculte și să asculte și draga orchestra Teatrului Național de Operă și Balet. Domnule Chistol, vreau să ne spuneți dumneavoastră despre următoarele concerte care vor avea loc cu același motiv. Apropo, eu aș adăuga să vă pomenit orchestra. Să știți că avem și orchestre foarte bune, și în special orchestra Teatrului de Operă și Balet și acest Crăciumaru, care este un băiet tânăr foarte talentat și foarte muncitor. Uite, ce este foarte important pentru mine, eu sunt fecior copil de țăran și țăranii știu să muncească și muncesc când m-a apărut pe lumea asta, muncesc. Și deci, avem cu cine ieși în fața lumii. Avem cântăreți buni. Deci, avem toate. O rămas numai să avem acest curaj și această demnitate care, din păcate, a fost sumbrită mulți ani. Hai să ștergem praful, să ștergem această sumbritate, să dăm lumină. Unde vom da lumina, domnule Cristol? Deci, după aceste trei, sigur că eu sper că oricum vor mai apărea și alte concerte la nivel local, poate și în alte orașe. Dar acum ne pregătim pentru Mocra, pentru început de octombrie. Și pentru Oradea? Și pentru Oradea, care va fi în 10 octombrie. Deci avem două spectacole în față care vor fi organizate de Ministerul cu Educație, Culturii și Cercetării, sigur că împreună și cu Orchestra Filarmonicii de data asta la Oradea și la Mocra cu Orchestra de la Tiraspol, deci dacă înțelegem... Unim în două maluri. De acord, maestru, de acord. Deci mergem pe varianta asta, muzica unește, vedeți că deja maestru Doga confirmă încă o dată în plus că ceea ce am văzut și la Căușeni, ceea ce am văzut și la Soroca și la Hâncești, este că, într-adevăr, muzica are un impact foarte bun și asupra coeziunii sociale și asupra uniunii între cetățenii Republicii Moldova. Pe lângă aceste concerte, vom edita, maestru spunea în debut, o carte a maestrului Doga, care va fi finanțată de către
Ministerul Culturii. De asemenea, vom finanța și câteva cărți sau o carte, să vedem cum va fi pe notele maestrului Doga, fie că sunt dedicate pentru copii. De sau pentru... sunt lucru, așa că... Deja sunt în lucru, pentru că vrem până la sfârșitul anului să ieșim cu aceste lucrări și să ajungă cât mai repede posibil în școlile de muzică din Republică, să învețe copiii pe notele maestrului Doga. Plus la aceasta vom avea și câteva întâlniri ale maestrului Doga, masterclass-urile ale maestrului Doga în liceele de muzică din capitală și nu doar. Deci vom avea o gamă întreagă de activități și atât de promovare cât și cognitive în primul rând, pentru că trebuie să transmitem tinerii generații și să-i facem dornici de a iubi muzica maestrului Doga și astfel să promovăm opera maestrului Doga, care nu este promovată, dar trebuie să fie și iubită și îndrăgită de copiii care învață la școlile de muzică. Eu aș adăuga aici că acest an, care merzic a fost dedicat creației mele, este desfășurat și în România o serie foarte multe concerte, în special pe locuri legate cu creația Eminescu, și în Federația Rusă. Am început din Kremlin, deci am luat de gât acest spațiu și am și numit și în Tomsk și Kazan, deci o serie de... și toate merg sub acest generic. Aniversare de 80 de ani. Deci tot se bucur că am mulți ani. Uite, e grozav. Deci, bă, tare terminat, mai băieții. Eu vreau să adaug că maestrul deja a spus de orchestra teatrului de operă, care este o orchestră fenomenală și chiar aș vrea să le mulțumesc și lui Dumitru Cârciumaru și soliștilor teatrului de operă, care au făcut tot posibilul ca concertul maestrului Doga să fie unul extraordinar și publicul fredona acele piese ale maestrului, care le cunoșteam, dar iată, au venit acum pe viu la Soroca. Oamenii erau extraordinar de entuziasmați. Chiar acum intrăm în legătură directă cu Dumitru Cârciumaru, dirijorul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Mie. Și domnule Cârciumaru, sub bagheta dumneavoastră dirijorală s-au petrecut evenimentele de la sfârșitul săptămânii trecute. Vă spunem bună seara! Bună seara! Domnule Cârciumaru, cu ce impresii v-ați ales în urma acestor concerte? Aceste concerte au fost pur și simplu de neuitat. Am avut o plăcere extraordinară, iarăși să fiu alături de marele nostru compozitor, Eugen Doga, alături de colectivul Teatrului Național de Operă, care îi mulțumesc foarte mult pentru o prestație destul de bună, aș spune eu, în condiții nu atât de obișnuite pentru noi, ca muzeile astea, pur și simplu fenomenale. Pentru noi este o onoare. De fiecare dată când intrăm în scenă și interpretăm piesele maestrului alături de marele nostru compozitor, care ne bucură foarte mult faptul că Guvernul și Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Culturii și a Cercetării, în frunte cu doamna ministru Monica Babuc, promovează adevăratele valori al patrimoniului nostru, care este Eugen Doga, și care... am spus-o chiar la decernarea premiilor TVR, că sunt ferm convins că vom vorbi, istoria muzicii va vorbi despre George Enescu, Ciprian Porumbescu și Eugen Doga. Sunt ferm convins de asta. Domnule Cârciumaru, cum descrieți dumneavoastră colaborările cu maestru Doga? Colaborările dumneavoastră cum și a întregii orchestre? Am spus-o și o să repet că nu, din păcate nu găsesc alt cuvânt ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Și am spus-o și maestrului, pentru mine e istorie, pur și simplu istorie, să fiu o parte din capodopera Eugen Doga. Și asta ar trebui să fie pentru fiecare muzician al Republicii Moldova.
Vă mulțumim frumos, domnule Cârciumaru, pentru această intervenție. Vă dorim mult succes în continuare. Maestre, vreau să vorbim în continuare cu dumneavoastră despre public anume. S-a tot menționat aici despre faptul că, indiferent de ce regiune ați mers, oamenii v-au întâmpinat cu sufletul deschis. Totuși, ați fost în regiuni diferite pe teritoriul țării noastre. Ați mers în toată lumea cu diferite concerte. Vreau să ne spuneți prin ce se deosebește de fapt publicul european, publicul cel de aici din țara noastră, care este la fel european, după cum a spus dumneavoastră, și de cel din Moscova sau din Ucraina, pentru că a spus că sau în Belarus, unde ați mai mers și dumneavoastră. Ucraina deocamdată nu prea le-a cânta, au alte cântice. Eu aș zice că, după cum am înțeles eu, că publicul peste tot, fie oriunde, în care țară nu am fost, e la fel. Deci care depinde calitatea publicului de la calitatea produsului care ei propune acestui public. Eu chiar în China, când am cântat în fața publicului, eu eram foarte, foarte îngrijorat de cum vor asculta acești cu ochii înguși, dar cu mintea foarte largă. Dar chiar o muscă era să zboare, dar ei n-au muște. Le-au omorât pe toate. O atenție, liniște extraordinară. Același lucru a fost în Canada, același fost lucru și în America, același lucru a fost și la Căușeni, și la Bălci, și la Soroca. Deci peste tot trebuie în fața publicului de a apare cu marfă calitativă. Mă scuzați pentru cuvântul marfă, pentru că nu prea se lipește cu arta. Dar dacă le dai lor, într-adevăr, cum am și într-adevăr să menționat că când publicul cântă, când vezi că la intrare în Louvre se cânte la vioară un vals de francezesc străin vechi. Deci e foarte bine. Deci cânta muzica mea, dar e socot că asta. Ori un chinez la coloană cânta Prăiașul. Păi asta este o grăzăvă. Uite, asta ce unește lumea și dovedește că lumea este la fel, nu sunt popoare mai avansate, poate că tehnic, eu știu, viața nu la toate popoarele este la un nivel cel mai decent, dar spiritul, aici aceste organe receptive sunt foarte, foarte, foarte asemănătoare, fiindcă noi le facem cei care ne urăsc, noi le facem cei care ne iubesc, dacă te poți, ce foarte bine să, în popor să zice, cum e bună ziua, așa se... Așa și la revedere, da. Doamna Lazar, noi vrem să ne spuneți acum despre campania Fii oaspetele nostru și dacă sunt anumite localități care ar dori să facă parte din această campanie, ce ar trebui să facă și cum să atragă astfel de concerte pe care le-a susținut maestrul zilele trecute în localitățile lor. Campania este conceptualizată pentru a deveni o campanie națională în care fiecare are rolul său și poate să-și ia un rol activ, nu doar pasiv. Așa cum spuneam anterior, noi vedem în fiecare dintre moldoveni un promotor al unor valori pe care pe care respectiva persoană le cunoaște, le îndrăgește. Acum, o persoană mai tânără poate să fie pasionată de covoare, va promova covoarele. O altă persoană va fi promovată de muzica tradițională, folclorică și va promova această valoare. Fiecare dintre noi putem să jucăm un rol activ. Iar aceste eforturi conjugate vor face ca lucrurile să se întâmple mult mai rapid. Pentru că nu poate mereu și guvernul, desigur, să susține aceste inițiative, dar nu poate să fie pretutindeni și să susțină absolut orice activitate sau proiectele care sunt de asistență tehnică în Republica Moldova. Ori prin anumite măsuri destul de
regionale, mai mici să zic, regionale, locale, toate acestea pot să-și aducă aportul. Din perspectiva noastră, evenimentele sunt o bună ocazie pentru a ne aduna împreună și pentru a ne sincroniza aceste valori. Eu cred că această bună practică pe care am avut-o cu aceste trei concerte ar putea să devină o nouă colaborare și să continue în alte proiecte pe care le putem organiza pentru anul care vine și mai mult decât atât, exportarea acestor evenimente peste hotare este benefică tuturor. Deci ea va fi benefică atât întreprinderilor care vând această marfă, cum zicea maestru, dar va fi benefică și tuturor dintre noi, artiștilor, localnicilor și diasporei, dar și celor care ne vor asculta peste hotare, pentru că, așa cum zicea și maestrul Doga, dar ceea ce ne demonstrează și sondajele pe care le-am realizat cu turiștii străini care vin în Moldova, ei zic, cea mai mare bogăție și cea mai mare atracție turistică din Republica Moldova nu sunt neapărat doar muzeele, vinul, plăcintele, dar sunt oamenii. Asta au spus peste 60% din turiștii pe care i-am întrebat. De aceea, noi, prin sine, putem să devenim ambasadorii țării noastre și probabil că această platformă, Fii Oaspetele Nostru, ar servi oricărei inițiative. De aceea, împreună cu Ministerul Culturii, Educației și Cercetării, ne propunem în continuarea următoarelor săptămâni care vin să ducem această campanie în școli, să vorbim cu liceienii, să le relatăm și să inspirăm pentru ca ei înșiși să devină promotorii acestei campanii. Și să dați turiștilor când la plecare nu numai domnigene cuvinte, dar și niște CD, filme, cărți. Da, așa este. Muzică. Cărțile pe care le veți lansa dumneavoastră în viitorul apropiat. Domnule Chistol, vorbeam mai devreme despre acele evenimente. Vă nu menționasem despre evenimentul de pe 1 octombrie. Dacă puteți să ne spuneți foarte scurt de ce vom avea parte la Teatrul Verde. Din păcate, evenimentul de pe 1 nu este organizat de Ministerul Educației, dar sigur că noi aici ne bucurăm că... Domeniul e același. Da, domeniul e același, da. Dar eu mă bucur că văzând că este un interes din partea publicului, nu doar la concertele la Căușeni, Soroca și Hâncești, am mai avut și un concert extraordinar în primăvară la Teatrul de Operă și Balet, iarăși împreună cu Orchestra Teatrului. Mă bucură că astfel de inițiative vin și din sectorul privat, de acolo unde există un interes și vorbeam mai devreme despre interesul publicului sau dacă este motivat publicul să meargă la astfel de concerte de muzică clasică, iată că este și este un public care din păcate încă nu este explorat poate până la capăt. De asta mă bucură foarte mult această inițiativă privată și sper ca publicul într-adevăr să fie mulțumit și să iubească mai mult opera maestrului Doga. Eu vă mulțumesc mult, maestre, vă mulțumim pentru prezența în această seară și, desigur, îndemnăm telespectatorii să vină la toate concertele dumneavoastră. Următorul este pe 1 octombrie, după care toate celelalte în satul de Baștină, în Oradea, chiar și cei din România. Noastră vă mulțumim și mult succes în organizarea acestor evenimente pentru promovarea culturii naționale. Doamnelor și domnilor, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! O rețea de restaurante din Chișinău este acuzată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. În urma unor percheziții de amploare, oamenii legii au reținut astăzi 3 persoane care ar fi fost implicate în această schemă. Vă spun mai multe la acest subiect în doar câteva minute la telejurnal. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră, când vom discuta despre angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți!